Sâmbătă, doamnele din PNL vor merge la vot pentru a-și desemna șefa. Până acum a fost depusă o singură candidatură, cea a actualei președinte, Mădălina Ciolocoi. Până astăzi, la ora 11, s-au depus candidaturi pentru funcția de președinte și pentru funcțiile de membri în birou. Vom merge pe maxim, deci pe birou maximal. Este vorba de un președinte, 4 vicepreședinți, un secretar coordonator. În total, biroul va avea 17 membri plini, cu drepturi de pline, și 4 membri supleanți. Șefa Femeilor Liberale mai spune că actuala conducere a partidului le sprijină mai mult pe doamnele din partid decât fostul președinte Danilie Morega, care mai întâi trebuia convins că femeile au aceleași drepturi în formațiunea politică. Trebuia să am grijă să am ceva respect, eu știu să văd cum abordez, pentru că era mai dificil, însă actualul președinte și actuala echipă, având în vedere că suntem și mai apropiați de vârstă, avem și idealuri corespunzătoare unei anumite vârste, mi-a fost acordată toată încrederea, eu am fost dorită și ca președinte interimar la această organizație, mi s-a acordat tot sprijinul. Mădălina Ciolocoi mai spune că va avea grijă ca la viitoarele alegeri femeile să ocupe la egalitate cu bărbații locuri eligibile pe liste, astfel încât acestea să-și poată apăra mai bine drepturile din funcții care să le și permită acest lucru.